Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila. Bine ați venit în bucătăria mea de acasă. De mai bine de un an filmăm în studioul Jamila Cuisine, însă de această dată am simțit nevoia să schimbăm puțin decorul și vom filma o rețetă împreună din bucătăria mea personală. Vom face astăzi împreună o budincă de dovlecei, foarte ușor de pregătit, delicioasă și perfectă pentru vară. Ca ingrediente vom avea nevoie de 1 kg de dovlecei, 4 morcovi mici, 250 g de făină, 200 ml de lapte, 200 g de afumătură, o legătură de pătrunjel, 200 g de cașcaval, 3 linguri de ulei, 6 ouă, o ceapă mare tocată mărunt, 10 g de praf de copt și puțină sare. Pentru început voi tăia dovleceii pentru că va trebui să-i răzuiesc, iar de data aceasta nu voi folosi deloc un tocător pentru bucătărie pentru că pot tăia direct pe blatul de cuarț de la granit. Platul acesta este absolut minunat, arată extraordinar și mă ajută în fiecare zi în bucătărie. Veți vedea că nu se zgârie ușor și pot toca direct pe el, în plus este antibacterian și nu se pătează cu ușurință. Voi tăia fiecare dovlece în jumătate și din nou în jumătate pe lungime. După cum puteți vedea, blatul nu s-a zgâriat deloc. Voi răzui dovleceii pe răzătoarea mare. Și bineînțeles că răzuiesc și morcovii. Voi adăuga puțină sare peste legume. Amestec puțin. Și le voi lăsa să stea, astfel încât să-și elibereze zeama. După ce am terminat treaba, șterg blatul pur și simplu, folosind o lavetă ușor umezită. Între timp, vom pune afumătura la prăjit, așa că voi adăuga uleiul într-o tigaie. Iar în el voi adăuga afumătura. Eu am afumătură de curcan, însă poate fi de orice fel doriți. O voi prăji pentru 3-4 minute, cât să devină ușor crocantă. Când afumătura a devenit ușor crocantă, pot adăuga și ceapa și o gătesc și pe ea până când se înmoaie. Ceapa s-a înmuiat, așa că pot opri focul și voi lăsa acest amestec să se răcorească până când voi scurge dovlecei. Dovlecii au stat aproximativ o jumătate de oră, așa că acum îi pot pune într-o sită pentru a se scurge tot lichidul în exces. Îi presez foarte bine pentru a fi sigură că am eliminat toată apa. Aș vrea să vă arăt cam câtă apă s-a strâns. Mai las dovlecii în sită încă vreo 5 minute să fiu sigură că s-a scurs toată apa. Când dovlecii s-au scurs, îi voi pune într-un bol mai mare. După cum puteți vedea, și-au mai lăsat apă. Peste ei voi adăuga ouăle. Făina. Împreună cu praful de copt și o încorporez și pe ea foarte bine. Adăugând făina acum, nu se vor forma cocoloașe și vom avea o compoziție absolut perfectă. În continuare, pot adăuga restul ingredientelor, adică cașcavalul, pătrunjelul,
Puteți folosi și mărar dacă vă place sau orice fel de altă verdeață. Voi adăuga și ceapa împreună cu afumătura, iar la final laptele. Amestec din nou și voi turna totul într-o tavă în care am pus hârtie de copt. Tava are aproximativ 30 pe 20 de centimetri. Nivelez. Și voi pune budinca în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ o oră sau până când o scobitoare introdusă în mijloc va ieși curată. Blatul de cuarț de larg granit este rezistent la temperaturi înalte, așa că pot pune tava fierbinte direct pe el. Voi lăsa acum budinca să ajungă la temperatura camerei înainte de a o servi. Veți vedea că se va lăsa, însă acest lucru este perfect normal. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de budincă de dovlecei. Este un preparat gustos, aromat și foarte ușor de făcut. Se poate personaliza după cum doriți și puteți adăuga și multe alte legume. Puteți să înlocuiți afumătura cu orice fel de altă proteină sau puteți să nu adăugați deloc carne. Este bună atât caldă cât și rece și o puteți lua la pachet, la școală sau la serviciu. Sper din suflet să încercați și voi rețeta și să vă placă! La revedere!